Eu nu o să încerc să fiu formal, nu scuzați că nu trebuie să facem discuțiile, că nu-mi place, nu se vedeți neapărat în fața unui public, așa. Eventual, dacă joc un rol sau ceva, e o altă chestie, dar să vorbesc deschis, nu știu, e cumva o situație mai specială, nu doriți. Pâine cu unt, după cum ați văzut, e un film făcut și de tineri, de studenți, de fapt, de la Facultatea de Teatru și film din Cluj. E un scurtmetraj, trăit cu și filmat cu foarte multe emoții și o să și vedeți, cu un buget foarte mic, aproape zero de fapt. Cel mai mult am primit 200 de lei ca să avem și noi apa pe care o avem aici în spate pentru filmări. Dar cu ajutorul unor oameni buni și cu suflet mare, și aici îi mulțumesc lui Marius pentru că fără lumină și cine oferea el, nu, filmul ăsta nu ieșea așa cum a ieșit acum. Ce să vă zic, nu știu. Pentru noi asta totul e ceva experimental. Noi experimentăm lucruri, deci nu vrem ca produsele finale să iasă extraordinare și nu punctăm pe produsul final în sine. Ce vrem noi, de fapt, să facem cu proiectul ăsta, face parte din proiectul Cinestory, e să ne axăm mai mult pe cum ne simțim noi și experiența pe care o trăim în timpul producției de film. Și o să vedeți experiența pe care am trăit-o acum și mâine tot la ora asta, aici. Colegii mei, aș mai vrea să dăm încă un rând de aplauze pentru Ileana, care a fost regizorul. Am îmbrăcat de urmașe și foarte urmașe și chiar nu vreau să fiu urmaș. Dacă îmi permiteți să stau jos și să discut cu voi. Și chiar aș vrea să aflu câteva păreri sau să puneți întrebări despre, nu știu, producția de film în sine, despre film mai puțin, pentru că ideea mea aici nu pot să vorbesc în numele ei. Dar orice întrebare, eu o să încerc să răspund la orice întrebare, dacă există. Dacă nu există, m-ați salvat. Da, spune-te. De ce vor întâlnirea cu mine? Cum a apărut ea? Cu proiectul sau cu... Da, filmul respectiv. Filmul respectiv. O să-ți citesc și descrierea. Pe scurt, am aici un eveniment. Cât de departe se poate duce regretul obsesiv și la ce poate duce? Deci de la ideea asta pune și filmul, e o experiență pe care o trăit-o și colega noastră Ileana și din experiența de viață și am încercat să fac un film după chestia asta cu regret obsesiv. Și mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, nu mai sunt. O să vă invităm și mâine. Și avem aici în sală pe oamenii care, pe o parte, de fapt, din oamenii care au realizat filmul de mâine și de care suntem foarte mândri și sperăm să nu avem, să reglăm boxele mai bine decât a făcut până acum, pentru că, na, e prima proiecție și, sincer, să fim, nu e, sunetul nu a fost genial, dar la a doua proiecție, de cea de mâine, de exemplu, echipa, PJ, aici regizorul filmului, Cipri, directorul de imagine, Cosmina, scenograf, Andrei, îți mulțumim pentru lumini, Diana și ție îți mulțumim că ești tot timpul cu noi. Un lucru interesant, tot așa cum vă ziceam, experiența pe care am trăit-o și chiar vă rog să vorbiți cu colegii mei cu care am făcut filmul și scrisorii de lui, adică cel de mâine, să vorbiți de azi ca să înțelegeți cumva ce am trăit atunci când am realizat filmul. Și mai interesant, de fapt, să vezi dinainte o perspectivă și după produsul final. Atât.